Marcel Nuțu, directorul adjunct al SCE Coacoesa, a prezentat informații în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș despre cel mai mare proiect accesat în județul nostru pentru introducerea sau reabilitarea rețelei existente de apă și canalizare și despre modul de facturare contestat de cetățeni. Proiectul, de care vor beneficia 33 de localități din județul Călăraș, are o valoare de aproximativ 270 milioane de euro și cel mai probabil urmează a fi semnat la finele lunii iunie, cel mai târziu începutul lunii iulie. De asemenea, Nuțu a vorbit despre pierderile din rețea și soluțiile identificate pentru reducerea acestora. Subiectele care aș vrea să le abordez, în afară de cele care mi-a ridicat dumneavoastră, ar fi cumva o detaliere a proiectului, dacă considerați că este necesar, și subiectul a zi, care este facturarea la nivel de apartament și nu în zona proporțională. S-au ridicat niște probleme în Consiliul Județean, vizionare de al doilea subiect, și la nivel local, în speță domnul Dumnezeu la CJ și domnul Chirița Alexandru la Consiliul Local. Deci aș începe cu proiectul. Proiectul e în faza, se apropie de final pentru semnare. Estimăm că la finele lunii iunie, maximum luna iulie, o să se semneze. S-a mai întârziat un pic, deoarece am mai avut câțiva membri din asociere care au ieșit. În speță e o luată de la Ialomița și a trebuit să se refacă SF-ul cu calcul suportabilitate, tot ce înseamnă. Și colateral, ca să-i zic așa, localitatea Bărbulești, de lângă Urziceni, care era cu o asociere cu societatea de furnizare a apei de la voluntari, și au ieșit din asociere de la ei și automat a trebuit să redimensionăm stația de epurare de la Urziceni cu alte sume, alte calcule, al SF. Și ne-a mai dat o întârziere și aceea. Proiectul ar fi în jur de 250-270 de milioane de euro valoare de licitație pentru 33 de localități din Călăraș și Ialomița și presupune stații de depurare, stații de tratare a apei, canalizări și rețele de apă. Plus debitmentire diferențială pentru pierderile de apă. În mare, cam asta ar presupune. Am o documentație care o pot pune la dispoziție, dacă o doriți. După, o pot și multiplica, dacă... Cât e cofinanțarea și cine o asigură? E un subiect, așa, cam 6% să fie cofinanțare. Deci, 94% asigurat de partea de guvern, UAT-uri și Uniunea Europeană. Din acest 94%, 85% din 94% e din partea Uniunii Europene. Deci, ar însemna din total sumă cam 81%. Restul este Guvernul României și UAT-uri. Partea cealaltă se asigură de către operator, bănci, o să vedem ce formulă de finanțare o să... Și ce perioadă de implementare? Deci, ce perioadă de implementare? Proiectul era pentru 2013-2020, dar se știe că s-a decalat. Dacă am face referire la postul de mediu, și acela trebuia să fie până în 2013, s-a decalat la N plus 3, s-a dus până în 2015 și, după urmă, s-a mai dat o decalare de 6 luni de zile. Termen limită pentru postul de mediu a fost 30 iunie 2016. Acum s-a început treaba asta, care ar trebui să, trebuia să termine. Automat, ce se întâmplă ca și semnare, e până în 2023.
N plus 3 și după aceea se face fazarea pentru exercițiu financiar până în 2027. Termen care cred că o să ne încadrăm cu lucrările. Câte localități vor fi? 33, parcă, sau zic, dar am și localitatea care vă spune. Și evident. Municipiul Călăraș. Știți ce zone sunt vizate în municipiul Călăraș? Nu pot da la deja de la detaliu întrebarea dumneavoastră, dar vă pot pune la dispoziție ceea ce înseamnă. Încă nu e semnat SF-ul, dar e în faza de maturare. Deja la revizia 8-a. Spuneam că, deci, este Călărașul, Oltenița, Lehliu, Fundulea, Budești, Urziceni, și aș putea spune și toate, aproape toate, adică toate localitățile care fac parte de Adiecoapă. Și le-am aici, pot enumera dacă vreți, dar pot spune că Berciugatele, Ileana, venind în coace, Dormăruntul, Dorobanțul, Ulmul, se acoperă toată zona asta care se vine dinspre Fundulea, că ăla este principalul punct de alimentare cu apă în zona respectivă. Partea asta e centru de alimentare Oltenița cu distribuție spre Chirmoș și spre partea asta de Chiselet. Ce să vă zic, Spanțor, este acoperit. Din toate zonele este acoperit cu alimentare cu apă, din puțul zborat. Proiectul acesta va începe să mai plătească acele pierdere de apă? Vis-a-vis de pierdere de apă, am prins la finanțare după 60 de DMA-uri de delimitare a zonelor în care sunt delimetre de diferențiale care perimetrează, dacă e corect spus, localitățile. Astea mari și se măsoară cât intră, cât iese și pe baza unor contoare cu telecitire se vede cât se evacuează și care e diferența. Vă spun cu mâna pe inimă că problema e, elegant zis, la pierdere aparente. Adică pierdere aparente sunt consumuri ilicite, ca să zic așa. Adică avem zone unde nu sunt canalizări, ca să zici că se duce la canalizare, unde nu iese la suprafață și suntem la bilanțuri foarte proaste, ca să zic. La blocuri, să zicem că s-a făcut oarece ordine, suntem în discuții în care populația spune că nu e drept și are dreptate să se factureze proporțional, dar așa era HCL-ul și legislația. Între timp, 241/2006 a fost modificat și sunt niște condiții cumulative de facturare la nivel de apartament. În păcate, noi, la nivel de Călăraș, nu mai avem asociații de proprietari și modul în care este elaborată legislația ridică multe. Domnul statul, da, dacă nu e vina cetățeanului că există pierdere în rețea, deci trebuie să o suporte acesta. Deci, limita de proprietate pentru, pentru blocul este control din fața blocului. Trebuie să se organizeze în asociații de proprietate. Dar nu mă refer doar la... Eu stau la casă și postul mi se pare nerealist, nu are legătură cu realitatea. Eu am început să-mi citesc singur apometru și vreau să verific pe factură, pentru că factura mi se pare mult prea mare. Păi, dar dacă sunteți la casă, vă garantez că sunteți după indexul din fața imobilului. Cine îl citește? Păi cine îl citește? Nu vă pot răspunde. Mă dați seama, eu nu pot să vă răspund la text punctual, pentru că nu cunosc realitatea doar dumneavoastră. Ne putem documenta, vă pot răspunde la problema dumneavoastră individuală, vedem care e conturul, dacă e putere citire, dacă nu e putere citire,
se face telecitire, se importă, se transmite pe WhatsApp, verificăm indexele. Și telecitire poți să fac solicitare pentru instalarea unui acoperit cu telecitire? Da, de ce nu? Dar puteți contesta corectitudinea înregistrării consumului de apă. Deci nu sunt probleme. Puteți vorbi detalii aici, dar vedeți dumneavoastră, e o discuție lungă vis-a-vis de treaba asta. Că, în esență, cam 30% se repercutează vis-a-vis de volumul de apă consumat. Adică sunt creditele externe, sunt dările astea și cu structura de personal, că vedeți, dacă prin reducere la absurd am furnizat 1.000.000 de metri cubi sau 1 m3, eu la stația de pompare cu tipare trafice, tot un moment trebuie să am. Adică nu contează. Sunt cheltuieli care nu depind de volumul de apă consumat. Și e o structură de societate comercială care are mai multă importanță socială decât economică. De-aia nu s-a privatizat la nivel de la orașele mici, la o discuție care se poate proșeta pe subiect. Dacă am înțeles corect, un pic mai devreme ați spus că există anumite zone unde nu sunt înregistrate pierderi în rețea, unde apa nu iese la suprafață, să înțeleg că vorbiți despre furturi din rețea? Cam așa. Și nu puteți face controle? Am mai și găsit, am și penalizat. Suntem într-un proces de identificare. Dacă avem 60 de, la finanțare, 60 de zone cu punctoare diferențiale să facem bilanțuri pe proiectul acesta european, automat facem bilanțuri și vedem cât se regăsește la facturat vis-a-vis de volumul de apă intrat în zona respectivă. Presupune și niște investiții, că nu sunt costuri mici. Adică contoarele de telecitire sunt destul de scumpe, logări, contoarele diferențiale sunt scumpe și... Și aceste costuri, cine le plătește? Deci, noi. Noi ăștia care furăm, doamne. Că noi, toți ăștia din orașul ăsta, într-un fel sau altul, avem o problemă. Dar aveți... Adică, nu pot să fac mai mult... Da, scuzați. Vedeți dumneavoastră, la locuri, unde nici măcar nu este important ca și candidat. Dar dacă, am zice, renunțăm la controlul din fața locului, n-ar mai interesa pe nimeni nimic. Pentru că noi măsurăm la nivel de scală de bloc și avem un bilanț al apei. Și domnul Cânjul, să zicem, consumă 5 metri cubi, domnul Bâncă 6, în sfârșit, ne închidem la un 60% din consumul de la diferența de index în fața locului. Restul se repartizează. Dacă noi am zice, nu domnule, facem un calcul al apei cu cei în apartament. N-ar mai fi niciun control. Am întâlnit situații în care le-a pus pe coloană de 100, 3 luni de zi și n-a interesat cum. Dar sunt situații în care apartamentele din anumite scări de bloc nu mai sunt locuite de ani de zile. Sunt plecate. Și cu toate astea le vin factură, pentru că se repartizează pe numărul de apartamente. Puțin probabil că ce se întâmplă? Repartizându-se proporțional, cum este acum, zero mulții cu infinit n-are sens. Dacă s-ar trece pe apartamente și s-ar construi o altă legislație, ceea ce și facem la momentul actual, s-a discutat cu toți factorii decidenți, o să fie niște cheltuieli care nu depind de volumul de apă consumat. Dar și acolo e o discuție, pentru că dacă omul ăla nu vine 10 ani aici, trebuie să-și pună sigiliul pe conturul din apartament, să nu-și mai asume locuitul la comun și să aibă o taxă de rebranșare când vine, pentru că costurile de accesare la serviciu sunt. Poate vii după 3 ani la ora 3 dimineața și dai drumul la robinet și vrei să ai apă. Serviciul de a aduce apa zi, noapte, până la robinetul tău, tu neconsumând nimic, grebează activitatea unui agent economic. Dar comportă o discuție și, cum să vă zic eu, activitatea noastră suportă îmbunătățiri.
Asta cu siguranță vă spun. De-a lungul timpului și furturi mari de apă, mai nu mă refer la, nu știu, consum într-o gospodărie. La consumul casnic, la societăți. Chiar dacă aș știu, nu v-ați zice. Ca să fiu cinste cu dumneavoastră. Da, ce să vă zic, au fost penalizați cei care au fost găsiți. Poate știți, pentru că eu am fost și plecat cu 3 ani din unitate și îmi place să privesc înainte, nu înapoi. Mai sunt cadre? Eu zic că s-au împuținat. Da, trebuie. Zi cu zi să ne vedem de ale noastre, ca să zic așa. Ne vedem doar activitatea noastră suportă îmbunătățiri. În ce zone ale municipiului nu există canalizare? Nu există canalizare. Așa ați spus, da. Uite, zona Mădurei, nu există canalizare. Este un plan de realizare a canalizării. Tot ce înseamnă POIM, ca așa se numește proiectul, are ca să termine cu zona în care nu există canalizare. O să se rezolve canalizarea în orașul Călărași.